Biserica nu militează irațional și nerealist pentru interzicerea totalitară a avortului, ci pentru încurajarea aducerii pe lume a ființei umane, a declarat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu. Conform Digi24.ro, biserica nu susține interzicerea totalitară a avortului și încurajează firesc respectarea acestui drept fundamental, care alimentează mergerea omenirii mai departe. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei subliniază însă că biserica nu comite intruziuni în intimitate adâncă a vieții strict personale și afirmă că unii clerici, care totuși o fac, substituindu-se în situații excepționale chiar medicului. El accentuează că biserica are însă datoria deplină de a promova responsabilitatea morală, respectarea vieții, a dreptului fundamental de a trăi, precum și cultura vieții, dar are și datoria de a denunța monstruoasa cultura a morții, care promovează sofistic avortul ca pe ceva subînțeles, firesc și dezirabil. Reprezentantul Patriarhiei Române consideră că o societate în care mentalitatea dominantă ajunge să presupună total greșit că trebuie să avem doar un maximum de drepturi și nicio responsabilitate este opusul jalnic al societății democratice ideale, în care ar trebui să avem un maximum de libertăți și de responsabilități. Biserica are așadar nu dreptul de a interzice ceva, ci doar pe acela de a converti atenția și voința oamenilor spre viață și valorile inestimabile ale acesteia. Mai are de asemenea datoria de a mărturisi și arăta în mod credibil și persuasiv că marea taină a existenței răului poate fi deslușită și măcar parțial înțeleasă doar din perspectiva existenței libertății. Ne salvăm sau ne pierdem exclusiv ca ființe libere în intervalul creat mereu între chemarea lui Dumnezeu și răspunsul liber al omului, a transmis Vasile Bănescu, relatează Digi24.ro.